Oare mai înțeapă viespea la fel de tare? Îmi propun să aflu și eu și voi în acest material în care voi prezenta noua viespe, noul Hornet de la Honda, care anul acesta vine cu o schimbare radicală față de modelele care au fost în trecut. Aceste portofele sunt făcute cu o piele de calitate. Este piele naturală, așa că un buletin precum este acesta poate fi băgat aici fără probleme. Și de asemenea, orice tip de card, fie că înseamnă card bancar, cum este acesta, sau permis de conducere, cărți de vizită, card de sănătate, badge-uri de acces, pot fi băgate fără probleme în aceste buzunare. Și foarte important, cusătura este cu autostrângere, adică nodul e făcut de așa natură încât este imposibil să-l desfaci. N-ai cum să aplici toată ta forță pe astea încât să se rupă. Adică ăsta mi se pare cel mai practic dintre ele de zi cu zi, pentru că încape buletin, încap bani, încap carduri și este foarte compact, adică îl vedeți față de o palmă normală cam cât de mare este. Avea o arhitectură tradițională, 4 în linie, de 600 de centimetri, cu mai exact 599, cu un rating de putere aproximativ între 90 și 102 cai, cu un cuplu în jurul a 64-65 de Nm. Practic era o variantă naked cumințită a unui CBR 600 RR, așa cum se vindea în vremurile respective, pentru că în prezent acea clasă de supersport de 600 nu mai există, nemai fiind în cererea generală. Așa că au decis să schimbe total arhitectura și această motocicletă are și niște plusuri și niște minusuri din punctul ăsta de vedere, dar depinde foarte mult de cine opinează asupra acelui lucru și e foarte probabil ca unii să-i găsească doar plusuri, alții să-i găsească doar minusuri. Așa că aici este rolul meu să detaliez tehnic și din punct de vedere al impresiei de condus această motocicletă, ca să știți, până în eventualitatea unui test drive, dacă vi se potrivește. Și consider că faptul că a pierdut 2 cilindri, dar a câștigat multe alte chestii, este relativ irelevant. Pentru că în gamă există o variantă de motocicletă similară, cam pe la aceiași bani, care are 4 cilindri și se numește CB650R și cu derivatele sale carenate, CBR650R, care au aproximativ aceeași putere, dar un cuplu mai mic și fiind un 4 în linie, au cu totul alt temperament. Însă această motocicletă este gândită pentru mersul de zi cu zi. Așa că puterea de aproximativ 92 de cai, dar cuplu de 75 de Nm, obținut dintr-un motor de 755 de centimetri cubi, care este un 2 cilindri în paralel cu dans la 270 de grade, un fel de mini motor de Africa Twin de CRF 1100, care în formatul acela are 1084 de centimetri cubi, o putere de 102 cai și un cuplu de 104 Nm. Această motorizare este o reducere la scară a aceluia, din punct de vedere al împachetării, implicit și al cifrelor de putere și cuplu. Nu cred că avea rost să pună un 1100 pe această caroserie, pentru că ar fi fost un motor poate prea puternic și prea greu, care e destinat pentru alt gen de motocicletă. Acea motorizare se găsește în principiu pe trei variante de motocicletă: Africa Twin-ul, pe Rebel-ul de 1100 și pe NT-ul 1100 Tourer, motociclete ale căror prezentări le găsiți în istoric pe canal, în mai multe forme și o să și mai apară pe canal, deoarece Honda România ne susține activitatea, în sensul în care a alocat un mic buget în fiecare an și ne-a dat la test și mașini și motociclete. Și este genul ăla de susținere necondiționată. Nu ni se spune ce să spunem, niciodată nu ni s-a spus, dar e frumos că în calitate de importator oficial dă atenție acestui canal și în felul acesta putem și noi să luăm o cameră mai bună, să facem un plin de benzină, să încercăm să variem un pic conținutul din punctul ăsta de vedere. Și în general, o să vedeți pe parcurs că episoadele noastre mai sunt susținute de diverse alte companii, cum ar fi în cazul de față de Unilever, care prin gama sa de produse de îngrijire masculine Men Dav Plus Care Advanced, practic ne face să ne simțim mai bine în natură. Este foarte mult soare afară, este cald și eu, de dinainte să fiu abordat de ei, foloseam aceste deodorante Dove Men Plus Care simplu. Însă ei au venit cu varianta Advanced, care este puțin mai premium și care are un iz de parfum, de asta se și numește fragrance în definiție pe ambalaj. Îl folosesc cu mare drag, vă invit și pe voi să le încercați și ei sunt cei care pe parcursul la o perioadă medie de timp o să susțină aceste episoade. Așa că
Eu unul sunt bucuros că vin ei către noi și nu suntem genul acela de canal care bate intenționat pe la uși, milogindu-se după tot felul de finanțări. Și consider că este mai bine așa. Nu neg faptul că în alte situații, dacă ești foarte insistent și bați pe la uși, s-ar putea ca din punct de vedere financiar să fie mai bine. Însă noi nu punem rațiunea financiară pe primul loc, ci ideea de a informa oamenii, de a prezenta. Și lăsăm pe restul să vină la noi, așa că ușa noastră va fi tot timpul deschisă. Această motocicletă mie mi-a lăsat o impresie foarte plăcută și sincer în urma unui test drive extins, pentru că am condus-o acum vreo 2 săptămâni și pe circuit și pe varianta sa puțin mai umflată, respectiv Transalpu, care are exact același motor, dar cu alt tip de admisie și ușor altă resoftare pe partea asta de clapetă de accelerație, dar are aceleași specificații de putere și cuplu. Și am mers cu ea și pe stradă, deja cu asta am parcurs aproape 200 de kilometri, mergând intens în oraș timp de vreo 2 zile și deplasându-mă aici până în zona Adâncata, unde o să particip la test drive-urile altui brand competitor, care produce niște motociclete puțin mai nișate și cu o gamă relativ variată pe partea de puteri. Dar acolo rezerv treaba pentru alt material, care va fi filmat ulterior acestuia și o să-l vedeți și pe acela pe canal. Așa că pot să spun că mi-am format o impresie completă și complexă despre acest model și o să încerc să vă transmit. În primul rând, de ce a pierdut 2 cilindri? Pentru că e vorba de modularitate. Dacă ne uităm pe la toți producătorii, Aprilia, de exemplu, cu modelele RS660 sau Touareg, vei vedea un motor în 2 cilindri derivat din acel V4. Practic este unul din bancurile motorului V4. De asemenea, la foarte multe game erau deja așa ceva, cum ar fi la Kawasaki, modelele R6, N, F și așa mai departe, Versisurile și cruiserul derivat din ele, așa că vei vedea tot o arhitectură de aproximativ 6-700 de centimetri cubi în 2 cilindri. De asemenea, pe la BMW vei vedea o gamă destul de largă de motorizări de între aproximativ 750 și vreo 900 de centimetri cub rotunjit, tot în 2 cilindri, tot cu arhitectură din asta care dansează la 270 de grade. Toate aceste motoare fiind cumva derivate dintr-unele de 4. Honda mai are în portofoliu niște modele de aproximativ 750 de centimetri cubi, care vin și cu cutia automată și care sunt derivate la origine dintr-un motor de Honda Jazz, căruia i s-a eliminat mecanismul variabil de VTEC, dar s-au păstrat acei culbutori specifici, au pus 2 cilindri, au făcut o distribuție asimetrică, fiecare piston are un profil în parte anume, și așa cu aproximativ 58 de cai, 68 de Nm, ai diverse scutere, precum Forza 750, XADV de 750 și motocicletele derivate din acestea, că practic e invers, cum ar veni faptul că acele motociclete de touring de 750, cu motor, cu suspensii, cu cadru, cu tot ce trebuie, sunt reîmpachetate sub forma unor scutere, care arată scuter, dar pentru că motorul este în cadru și au basculă cu un sistem cu transmisie pe lanț și dublu ambreiaj nu CVT, le face să se comporte ca o motocicletă, chiar dacă arată ca un scuter. Deci, logica este practic economia jocului. Însă nu înseamnă că dacă sunt 2 cilindri și nu 4, este o motocicletă mai proastă. Și de asta e foarte bine că în gamă au și CBR-ul de 650, care este cu totul alt stil, și estetic, și în felul în care merge. Însă, sincer, de zi cu zi, asta este o motocicletă mult mai logică, pentru că au lucrat la ceea ce înseamnă usable power. Adică degeaba ai o putere care este doar acolo sus și trebuie necesitat motorul dus în ture, când în oraș, la semafoare, la plecări de pe loc, nu ai o gamă foarte puternică de cuplu și putere și de asta trebuie să te tot joci cu maneta de ambreiaj, să ai grijă cu accelerația. Nu sunt niște motociclete greu de condus, pentru că oricum au slipper clutch, traction control, ABS, moduri de condus, însă te chinui mai mult cu acelea și practic 650, dacă ne uităm, are doar slipper clutch și traction control cu ABS, dar nu are electronică complexă și moduri de condus precum aceasta. Așa că realmente, de luni până vineri, asta va fi o motocicletă infinit mai ușor de condus în oraș, pentru că are un spectru de putere mult mai larg. Poți să pleci doar din ambreiaj, pentru că motorul dezvoltă mai mult cuplu pe toată plaja și în felul în care se turează, e interesant că parcă simți că derivă la un moment dat dintr-o linie.
linie, deși tehnic nu e chiar așa, pentru că de la bun început a fost făcut ca motor în 2 cilindri, spre deosebire de NC750X, care chiar derivă dintr-un motor de mașină de 4 cilindri. Dar ce e interesant la acest motor este că are plaja de turație la aproximativ 10.000 de ture, acolo unde se întrerupe alimentarea, față de Africa Twin, ruda mai mare și derivatele celelalte pe care le-am menționat, care taie injecția undeva la 8.000 de turații pe minut și se simte că e un caracter mult mai jucăuș. Deși nu are distribuție variabilă, pentru că folosește un sistem cu un lanț, Unicam se numește, adică ai un singur arbore cu came care are 8 lobi de camă și el este plasat direct peste arborele cu, peste partea de supape de admisie și pe cele de evacuare le operează prin interiorul unor degete, culbutori, în timp ce partea de admisie este operată direct cu tacheți și de asta, când va fi vorba de joc termic, reglaj, e puțin mai complex, dar este un motor scund prin faptul că arborele cu came e cumva plasat în fața pistonului, puțin mai jos decât vârful acestuia și asta înseamnă că ai un tavan destul de plat. De asemenea, pompa de ulei, arborii de echilibrare, toate pinioanele alea de primary și secondary drive sunt foarte compacte și asta înseamnă că și baia de ulei e scundă. La Africa Twin ai un semi-dry sump, pentru că acolo e o motocicletă care vede și teren, trebuie să aibă gardă la sol mai mare. La asta nu e vorba de așa ceva, dar au împachetat destul de inteligent și pompa de apă și pompa de ulei și arborele de echilibrare, pentru că practic asta este un motor în V, la 90 de grade, care a fost dus la linie și de asta are defazare de 270 de grade și o aproape echilibrare, pentru că e făcut să aibă un ușor tremur, să simți că conduci ceva acolo. Și e ciudat că deși nu are distribuție variabilă sau, știu eu, două injectoare pe cilindru, când începi și dai tare în gaz, la un moment dat pe la vreo 4200 de rotații pe minut, simți efectiv un șut din spate, ca și cum ar intra ceva. Este pur și simplu felul în care e setat motorul electronic, rezonanța din admisie cu acele trompete velocity stack și în general cu o admisie destul de mică ca să aibă un răspuns bun, având clapete de accelerație electronică, are și moduri parametrizabile de condus și a câștigat chestia asta în plus față de vechiul Hornet care nu avea genul ăsta de electronică. Are și un ecran mai complex care are foarte multe moduri de setare pentru afișaj. Pe lângă faptul că poți să pui ceasuri de diverse forme și culori care pot fi setate și automat în funcție de lumina ambientală din zi, dar ai și posibilitatea de a afișa 4 linii complet separate, care se comută de la buton, cu tripuri diverse, A, B, medii de viteză, tot felul de combustibil consumați, câte grade rotești maneta, chestii de genul acesta, voltajul din baterie, așa că te poți distra pe ele. Ai opțional și 3 pachete, cum ar fi de exemplu faptul că poți să pui quick shifter, încălzire în manșoane sau un pachet de touring care îți va veni cu niște genți laterale, panniers cum se numesc ele. Și e interesant de văzut că o poți accesoriza în felul acesta, dar prețul rămâne relativ ok, în sensul în care motocicleta fără program Rabla și alte discounturi este aproximativ 8.600 de euro. Dacă cumva la toamnă o să mai fie fonduri de Rabla, s-ar putea să poți o iei cu vreo 7.000 de euro sau poate chiar un pic mai puțin. Numai că fondurile de la programul Rabla cred că se ecuizează în câteva ore, având în vedere că sunt limitate, așa că de-aia am enunțat acest preț întreg. Și când vine vorba de altceva decât motor, că contează și alea, evident, transmisia este un 6 rapoarte cu trepte relativ apropiate, ai o transmisie simplă și eficientă pe lanț, niște jante simple de aluminiu, însă restul elementelor mi se pare că sunt calibrate de tipul urcă-te, pășa și pleacă. Adică nu trebuie să calibrezi tot felul de senzori, parametri. Frânele sunt cu etriere radiale și sunt cele de la Nissin, de sunt mai bune decât vechile Tokiko care mai erau pe anumite modele de la competiție. Ai discuri duble de 296 de mm, iar suspensia este o clasică Showa SFF BP, adică Separate Function Fork Big Piston. Fiecare tub al suspensiei are un rol separat. Unul e arcul, celălalt este amortizorul. Sunt însă variații ale acestei suspensii care au și un sistem cu un fel de arc pneumatic, nu unul elicoidal din oțel. Și pe partea de amortizor depinde de greutatea motocicletei pe care sunt montate suspensiile astea. Alte variații au tot felul de cartușe și reglaje de preload sau rebound, cum se mai întâmplă, de exemplu, pe Africa Twin, pe
Transalp, care este o reeditare a vechii motociclete, însă într-un format tehnic foarte apropiat de aceasta. Aia însă e făcută mai mult pentru touring, are altă cursă la suspensie, altă profilare pe motor, carene mai mari, un cadru diferit și, apropo de cadru, oțel diamantat, simplu, învelește motorul, e un cadru destul de rigid și nu simți că e o motocicletă deșelată. Și e interesant să ne uităm și la partea asta de evacuări, faptul că e o motocicletă cu temperament de V se aude plăcut, că în general motocicletele cu 2 cilindri la 180 de grade au un sunet care zgârie un pic la ureche și nu e foarte, foarte plăcut. Nu se aude nici foarte tare, dar nici prea încet și nefiind o motocicletă foarte performantă, nu are tot felul de clape pe evacuare, supape active și chestii de genul acesta și, de exemplu, managementul termic este foarte bun, observam că rareori uleiul trece de 82 de grade temperatură când merge în extraurban și în oraș nu am reușit să trec de 97 de grade, nici măcar cu motocicleta stând pe loc. Și de asta, pentru că are o degajare termică bună, nu are termoflot de răcire a uleiului motor. Și chestia asta înseamnă simplitate, nu există riscul să se spargă niște conducte, are mai puține trasee de conducte de răcire, radiator convențional cu un ventilator care, din păcate, cam suflă cald în oraș în momentul în care te pui pe căldură și are modurile acestea de control, care presupun trei moduri clasice, Rain, Standard și Sport, dar ai și un mod User, unde poți să parametrizezi individual toți parametrii, chiar din ecranul principal sau dintr-un mod ascuns pe care o să-l arăt. Și de asemenea poți să deconectezi Traction Control-ul și ai și un fel de unitate de comandă separată de computerul motor, care gestionează partea asta de ABS și Traction Control și vei vedea, de exemplu, care acele lumini de semnalizare interesante care sunt permanent aprinse pe un galben mai mut, așa ca să spun, și în momentul în care pui semnal se aprinde mai tare decât acea poziție și luminile se sting automat în momentul în care ai terminat o manevră de depășire. Compară prin senzorii ABS rotația anvelopelor și în felul acesta, când simte o rotație diferită între față și spate sau invers, lasă semnalul pornit. Când ai revenit pe drept și se rotezi la aceeași viteză, după câteva secunde se închid singure, dar le poți și tu închide. Și ce mai este interesant, dacă pui o frână puternică cu decelerare mai mare de -0.6G, se vor pune avariile automat. Și quick shifter-ul opțional, pe care din fericire motocicleta asta l-are, face condusul mai plăcut, pentru că folosește ambreiajul doar ca să pleci de pe loc, însă trebuie să mergi mai hotărât ca schimbările să fie line. Și interesant este că are 3 trepte de reglaj, soft, medium și hard, în funcție de cât de tare vrei să pleznești ca la păcănele schimbătorul în sensul acesta. Și în rest este o motocicletă simplă, fără reglaje, pe care pur și simplu te urci și mergi. Are un rezervor care chiar arată ca un corp de VSP și arată foarte bine pe culoarea galben. În rest, detaliile sunt destul de simple, adică Honda în ultima vreme s-a axat pe a face niște motociclete simple, care cel puțin la prima vedere nu te domină cu tot felul de reglaje, butoane, comutatoare, cu excepția anumitor modele de nișă care necesită multe butoane pentru operarea acestor comenzi. Și ce mai interesant, motocicleta are simțitor sub 200 de kg, așa că acești cai, și anume 92, pe o greutate cu vreo 30 și ceva de kg mai mică decât a modelului precedent, ne face să ne dăm seama că este o motocicletă cu un raport dinamic foarte bun. Și se simte chestia asta, îi apare înșelătoare când dai ușor din accelerație. E puțin cam ciupită în oraș așa și trebuie să mângâi un pic ambreiajul ca să nu ai sincope din acestea de mers, dar odată ce te pui în mișcare, mai ales dacă ești pe modul rain sau nu rotești maneta foarte tare, pare că n-are cine știe ce putere, ai zice că e un 500 după sunet și după cât de ușoară este, fapt pe care l-am constatat și pe circuit, atingând niște unghiuri de înclinare pe care nu credeam că le pot atinge, nefiind eu mare pilot, adică mi-am dat seama clar că e atât de ușor de înclinat, încât la un moment dat trebuie tu să o oprești, că altfel ea continuă. Și la un moment dat, când rotești maneta mai tare, îți dai seama că, bă, nu e chiar slabă. Și se simte chestia asta odată din puterea motorului, dar și din greutatea asta mică. Și vă invit să faceți test drive-uri ca să vă convingeți și voi de aceste lucruri. Îmi place că vine cu parbrizul ăsta care automat reduce din șuierat și din efortul pe care îl resimți pe cască. Ai o poziție destul de înaintată pe ea, în ideea în care pedalele sunt spre spate și ghidonul e puțin mai drept, dar este ridicat cu totul. Și dacă eu mă așez pe ea, ca să vedeți în situația asta de cameră, mi se pare că ai suficient de lat ghidonul cât să poți să ai o manevrare ușoară. E înalt încât nu stai foarte aplecat, dar nici foarte ridicat încât să te bată vântul în piept la viteză. Puțin cam distanțată maneta de ambreiaj și îmi pare rău că nu este reglabilă, deși sunt convins că cu ajutorul unor pastile și niște artificii o poți face să stea mai aproape. Iar
pedalierul este undeva centru spate, să zic așa. Eu am o înălțime de 1,90, poate nu sunt cel mai bun ca talie pentru această motocicletă, însă mergând câteva ore pe ea, nu am simțit vreo senzație de oboseală. Comutatoarele ușor de folosit, frâna excelentă, ușor de dozat și mușcă imediat. Și motocicleta fiind ușoară cu totul, e foarte ușor de manevrat. Ghidonul nu e atât de lat sau oglinzile încât să nu încap printre mașini. Însă dacă faceți aceste manevre ca orice motocicliști, recomand să mergeți cumva la pas și să nu înaintați printre mașini cu viteze din astea de deplasare de 50 de km pe oră în treapta a treia, că pur și simplu nu este ok. Cam asta ar fi rezumatul motocicletei așa cum îl înțeleg eu și cum cred că trebuie transmis și repet, vrei 4 cilindri, CB650R. Poate era un exercițiu interesant ca Honda să denumească acel CB nou Hornet și să-i dea lui ăsta o clasă separată. Dar părerea mea e că se va vinde bine, pentru că designul este italian și motocicleta conține în esență mult research din partea italiană, pentru că e făcută să fie vândută bine și în Europa, nu numai în partea asiatică. Și sincer, la ce cilindre are, nu e o motocicletă slabă, nu te vei plictisi de ea, arată interesant și este pur și simplu ceva nou. Așa că trebuie să-i dăm un pic de timp ca să existe și să vedem mai departe ce părere are lumea despre ea. Din punct de vedere al review-urilor, a fost o lansare plăcută, pentru că nimeni nu se aștepta ca trecerea pe acest motor să fie atât de bine făcută. Și chiar o motocicletă pe care simți că vrei să o conduci cu vână. Așa că hai să o vedem mai de aproape cum arată bordul ăla, un walkabout simplu și o mică tură pe aici cu niște cadre suprapuse din oraș, de pe drum național și de pe autostradă. O să-mi pun un microfon ca atunci când mă deplasez încet să comunic câteva valori care țin de consum, care consumuri sunt foarte mici, dar nu chiar cu pipeta. Așa că nu-ți lua o motocicletă doar din rațiunea consumului, oricum ar fi. Sigur, consumă mai puțin decât o mașină dacă o gândești ca valoare efectivă, însă dacă e să te deplasezi la drum lung, pentru că nu poate să care 4 sau 5 oameni ca o mașină, tehnic e mai scump să te deplasezi cu motocicleta. Dar este cu totul altceva. Mi se pare că sunt niște lucruri complementare când vine vorba de călătorit și cu siguranță în oraș ai un avantaj pentru că poți parca mai ușor, te deplasezi mai repede, dovadă și viteza medie de deplasare, care la o motocicletă în bord, în oraș, foarte aglomerat, va fi între 23 și 32 de km pe oră. Slabe șanse să vezi la mașină o asemenea viteză de deplasare. Foarte frumos acest peisaj, deși pe cât de frumos este, pe atât de problematic poate fi, pentru că poate să fie foarte multe căpuși, așa că aveți grijă când veniți în zone de-astea, nu vă lăsați geaca și casca pe jos sau dacă o faceți, scuturați-le bine, că după aia e cu vizită pe la Matei Balș. Și am pățit rece în chestia asta, nu cu moto, ci pur și simplu de la ceva animal, am pisici în familie, m-am trezit cu o mică durere așa în zona piciorului, ca și cum ar fi fost un coș, că încolo era o vietate. Noroc că, mă rog, am niște medici în familie și am rezolvat chestia asta, dar cam e sezonul lor, așa că mi se pare un sfat interesant. Revenind la detalii chestii, motocicleta are un aspect zvelt, are un ampatament scurt, adică mi se pare că este compactă, însă nu are o șa din aia foarte îngustă. Uite, de exemplu, la CB650R, mi se pare că are șaua prea îngustă în partea asta din față și e bine pentru cei care vor să meargă pe viraje, reprize scurte, dar dacă faci un pic de touring, așa, șaua aia nu mai e confortabilă și are de asemenea o pantă foarte spre rezervor, ceea ce nu se întâmplă la această șa, care este destul de dreaptă și inclusiv șaua pasagerului este destul de lată. Acolo se și află un compartiment de depozitare unde în cazul acestei motociclete se află talonul. Deci practic avem un motor de 92 de cai, 75 de Nm, 11:1 raportul de compresie. Evident, în stilul motocicletă, întotdeauna alezajul e mai mare decât cursa, 87 cu 63,5. Așa, la modul capacități de ulei, 3,8 litri, pe urmă în zona de benzină undeva în jur de 14-15 litri rezervorul, are, să zic așa, un consum mediu dat de vreo 23 de km pe litru, adică asta înseamnă cam 4,3. Poți să scoți consumul ăsta dacă mergi încet, însă în mod normal în oraș cam ajungi pe la între 5,2 și 6 la un mers aglomerat. Dacă mai rotești gazul, s-ar putea să sari undeva relativ aproape de 7. Și la mers pe drum național, cum am venit eu până aici, am avut 4. Dar dacă mergi mai înfipt, evident că o să te duci spre 5. Dacă însă stai în limitele legale în sate și mergi cu minte, fără depășiri,
2.8, 3.2, 3.5, cifre de genul acesta, iar pe autostradă la 140 are în jurul a 6.1, 6.2, însă, în general, vei depăși la un moment dat cu niște valori din astea, dacă mergi, de exemplu, 120, 130, 140 în diverse medii, o să vezi niște valori aproximative de 5.3 la final. Și, în general, dacă e să te mai uzi la alte specificații care contează, ambreiaj umed, evident, cu sistem anti-hopping. Pe urmă, greutatea este foarte importantă, 190 de kg și asta mi se pare foarte bine. De asemenea, anvelopele sunt 120 pe față, 160 pe spate cu 17, deci din nou sunt destul de ieftine. Tocmai mi-am luat un asemenea set de la Michelin, un Pilot Road 4 cu 1100 de lei aproximativ, niște anvelope excelente, asta vine cu Dunlop-uri, de exemplu. Și în rest, cam atât ce a chestii relevante. Discul pe spate 240 de mm, pe față duble de 296. Și ce e interesant e că a primit și design nou și electronic, așa că n-ar trebui să fie o motocicletă, nu știu, plictisitoare. Coloritul e interesant, farul LED bate destul de bine, pare oarecum o adaptare de la NC750X. N-are Honda cele mai bune faruri. În sensul că există faruri mai bune de atât, nu că cele de Honda ar fi proaste. De exemplu, Suzuki a lansat niște modele noi foarte bune și BMW-ul a stat tot timpul bine pe faruri adaptive LED cu nivelare automată. Vedem discurile astea cu discul specific pentru ABS, etrierul de frână de pe una din părți, care este montat evident radial, niște crash pad-uri, furtunurile ascunse în spatele acestor elemente de plastic, pompă de apă compactă, quick shifter-ul în partea aceasta și de asemenea reglaje simple pentru lanț, o basculă de aluminiu care este și ea profilată cât de cât ok, arată ca o scară. Evident, are un sistem ProLink pe spate cu 5 trepte de reglaj pentru arc și dacă nu mă înșel, are reglaj și pentru partea de preload la amortizor. Adică preload este practic partea de arc, dar nu-mi dau seama, că nu m-am uitat sincer, dacă are și pentru amortizor, nu. Sunt doar trepte fixe de arc. Toba, de asemenea, cu un aspect interesant, poți însă să optezi pentru o evacuare custom, care este vândută chiar de către cei de la Honda. Am văzut la Motor Team recent o motocicletă echipată cu așa ceva. Ce mai îmi place este că ai la vedere partea asta de întinzător de lanț și arată foarte drăguț aceste șuruburi, care o fac să pară bilet, așa zici că este un mecanism din ăsta de ceva, de la vreo șalupă, în sensul în care ai toate șuruburile astea la vedere. Servisare destul de simplă în cazul în care peste niște ani vei vrea să-ți faci singur chestiunile astea. Și în rest, da, relativ compactă, nu e problemă de spațiul aia din punctul meu de vedere. Cheia lată și simplă, în partea aceasta are o bridă pentru susținere, pentru pasager și un mic spațiu de depozitare, doar că mi-e destul de greu să fac chestia asta cu o singură mână. Și aici, dacă nu mă înșel, există și o mufă USB de încărcare, respectiv aici, care este un USB Type-C, ar trebui să fie și cu capac din ăsta de izolare. Și asta înseamnă că poți să-ți lași un telefon la încărcat, însă nu e atât de, să zic, deșteaptă ca celelalte modele, care au și Android Auto și alte chestiuni din astea de sisteme. Dar oricum, nu e genul ăla de motocicletă de touring, ca să faci deplasări din astea foarte ample, așa că nu s-au gândit să pun așa ceva. Material moale, foarte plăcut la așa, care are un fel de alcantara aici, care în primul rând nu frige, nefiind nici neagră la culoare. Și aici este alt tip de material, foarte aderent, stai bine în șa, nu alunești, vine standard și cu chestiunile astea care protejează rezervorul. Aici este însă o șa dintr-un plastic mai simplu. Și în zona de bord, dacă pui contactul, se poate vedea o grafică excelentă a acestui bord. În sensul în care ai mai multe culori pe care le poți seta. Dacă mă joc un pic pe filtrul de polarizare, pot să elimin și reflexiile. Și putem vedea că la ghidon, de la butonul Mode, poți să schimbi aceste moduri de condus. Și când ești pe User, dacă ți-i lung apăsat, le poți modifica pe fiecare în parte. Putere, frână de motor și zona de traction control pe care îl poți opri. De asemenea, dacă atunci când ai bordul standard pe ecranul acesta principal,
balezi dreapta-stânga, vei vedea în partea de jos că se schimbă tot felul de date care sunt complet programabile. Din editorul pe care o să-l arăt în următoarele momente, o să vedeți o diagramă de unde se pot schimba toate aceste chestiuni. Selectorul de viteză este aici și ai acel QS, Quick Shifter, care poate fi programat să funcționeze doar pe schimbare în sus, doar pe schimbare în jos sau ambele, fiecare din direcții, pe câte 3 tării, martorul de cric și nivelul de combustibil. Și dacă ții spre dreapta de tasta de comandă, observăm un mod ascuns, unde, de exemplu, la Riding Mode, poți să schimbi sub formă grafică acei parametri pe care i-am arătat mai devreme. Pe urmă, Quick Shifter-ul poate fi reglat de aici și ai mai multe parametrizări care pot fi făcute, inclusiv îl poți opri. Eu l-am dat pe soft ca să nu trebuiască să pleznesc. Shift Point este un indicator grafic care îți spune când să schimbi treapta. L-am setat la 8000 și semnalele de asemenea pot fi anulate automat, la fel și resetul de trip computer. Și în momentul în care te duci pe display, ai multiple tipuri de afișaje, pentru că, de exemplu, aici poți să schimbi ecranul care să arate în felul acesta. Mie îmi place asta cu ceas, sincer, și l-am lăsat să fie grafic așa. Iar în momentul în care te duci pe background, ai mai multe posibilități. Negru, alb sau metalizat. Mie mi-a plăcut alb în sine și l-am lăsat așa. Și aici mai sunt de asemenea chestii de conexiune cu telefonul, pentru că poți lega telefon și un headset ca să ai, de exemplu, comenzi vocale prin care poți apela sau asculta muzică, dar ai nevoie de un headset pe cască, adică telefonul nu e suficient să-l conectezi direct la motocicletă. Așa că aici toate acele funcții și în linii mari, cam asta ar fi, așa arată motoreta. Comenzile pe ghidon sunt acestea, respectiv fază flash sau fază lungă, fază normală. Tasta de funcție și mode, care sunt făcute pentru navigarea meniurilor, modurile sunt pentru modurile de condus. Și tasta aceasta de function este pentru resetarea computerului de bord, pentru intrarea în anumiți parametri. Asta este tasta de navigare, care e exact ca la Africa Twin. În partea aceasta semnalele cu autoanulare și avaria, claxonul și aici butonul de start-stop. Și nu necesită ambreiaj pentru pornire. Și cam așa toarce motocicleta pe un stil normal. Are un pornit gutural, câteodată pare că se mai ineacă așa, dar asta se întâmplă în primul minut cât motorul se încălzește. Și undeva pe ecran aici ai indicator de temperatură pentru ulei. Și asta înseamnă că afli imediat când motocicleta este încălzită. Hai să facem o plimbare, să vă mai comunic niște impresii. M-am echipat cât de cât să se audă bine. Am făcut o mică greșeală la greutate. Vechiul Hornet avea 202 kg și ăla de dinainte, primul, avea 197. Asta are 190, deci nu e o diferență atât de mare între ele. Dar oricum, față de o motocicletă de putere asta, în general, greutatea asta e considerată foarte bună. Motorul e cald, pornește imediat. În principiu, singura chestie care m-a deranjat la sistemele astea de asistență este felul în care intervine traction control-ul. Pentru că dacă a apucat să patineze roata și tu rămâi cu mâna în gaz, sistemul e permanent activ și pur și simplu nu-ți lasă motocicleta să se mai tureze. Și trebuie să iei mâna din gaz ca să se anuleze sistemul temporar și după aia să rerotești mânerul. Adică sunt momente în care pur și simplu rotești de manetă și ea nu accelerează. Și asta pentru că la un moment dat intervine chestia asta, doar că se întâmplă preponderent pe modurile astea range și normal, unde ai mai multă asistare din partea traction control-ului. Și vezi cum clipă în bord, doar că e o necorelare între unghiul tău de rotație al manetei și ce se întâmplă la roată. Da, e o chestie cu care te obișnuiești, pur și simplu iei din mâner. Între moduri nu se schimbă puterea, ci pur și simplu răspunsul accelerației. Nu e atât de înțepată, nu se turează atât de rapid și trebuie să ai mai multă rotație de mâner ca să se întâmple lucrurile, să zic așa. Nu e făcută pentru genul ăsta de drum, doar că, sincer, nu stă rău. Adică e o furcă suficient de moale, suficient de tare încât să facă față în toate situațiile și de asemenea unde nu se simte confortabil, dar totuși e conducibilă, să zic așa, este pe genul ăsta de pietriș. Și
ce nu mai îmi place, dar e chestia că a durat mai mult să mă obișnuiesc, este că maneta de ambreiaj mușcă foarte sus, exact aici la capăt. Și asta înseamnă că deseori până te obișnuiești cam scuturi schimbările. Da, e ușor de dozat, arcul e moale, nu e o problemă și de asta poți să folosești quick shifter-ul mult mai ok la mersul vioi. Dar din păcate la turație mică niciun quick shifter nu-i făcut să funcționeze atât de bine, pentru că el are una sau două componente pe care le controlează. Dacă motocicleta are clapetă de accelerație mecanică, quick shifter-ul întrerupe aprinderea în momentul în care tu apeși pedala sau o ridici. Depinde de modul de funcționare, dacă e pe urcare sau pe coborâre. Dacă însă, cum e la această motocicletă, ai și clapetă de accelerație cu control electronic, motocicleta face și rev matching, adică în momentul în care tu apeși pedala, întâi întrerupe aprinderea și exact în timpul în care cutia schimbă treptele și are o milisecundă acolo în care e oarecum pe liber, sincroanele nefiind cuplate, adică treapta precedentă e decuplată și cea anterioară încă nu e cuplată, motorul face rrrrng și chestia asta se simte foarte natural, să zic așa. Cred că acum o pot încerca. Ați auzit rrrrng cum bubuie și chestia asta e făcută foarte automat, liniștit, frumos și aproape că nici nu-ți dai seama de intervenția lui, însă simți mecanica cum lucrează. Doar dacă schimbi în accelerație moderată, nu foarte puternică, în jurul a 5-6 mii de turații ca interval, nu simți absolut nimic. Și chestia asta o să se vadă mai mult pe drum, doar că odată ce intru pe traseu o să crească zgomotul de fond de la vânt. Și astea sunt mici detalii, toate quick shifter-ele au situația asta. Sunt unele însă care sunt reglate foarte, foarte bine, cum sunt cele de la BMW, de exemplu. Și aici, de exemplu, uite, ca să pleci de pe loc, cumva patinează destul de mult și ambreiajul mușcă destul de tare. Așa. E o manevră exagerată pe care am făcut-o acum și revedeți că în momentul în care schimb treapta, are anumite scuturături, dar dacă te duci mai tare și schimbi partea asta de viteză, nici nu simți. Important este că atunci când schimbi în urcare, să fii cu mâna în gaz și când ai frână de motor să nu ai mâna în gaz, pentru că altfel nu funcționează. Adică, de exemplu, din treapta 5, 4, 3, 2, 1 și în urcare. Pentru că altfel nu întrerupe aprinderea și vei schimba cu șocuri. Foarte ușoară bicicleta, să zic așa, e foarte, foarte ușor de înclinat. Imediat recuperezi dacă ai făcut o manevră greșită, adică e super ok. Singura chestie e că pentru înălțimea mea, dacă merg mai tare, am testat pe circuit chestia asta, pe la 150 la oră, vibrează foarte tare așa și e o senzație de disconfort. În principiu nu va fi o problemă, că pe drum public nu ajungi la vitezele astea, fiind totuși un naked. Și o motocicletă pur și simplu de plimbare, dar care se transformă destul de repede, adică îi apare cu mințica acum, știi? Dar dacă, de exemplu, dai inferioarele necesare, cu siguranță ne schimbăm un pic părerea pe partea asta, adică e foarte, foarte ușor de condus și sportiv și la mers natural. Și îmi place că are modurile de condus aici la buton. Ele se schimbă după ce dai drumul la accelerație, nu în timp ce tragi de ea și sunt foarte ușor de comutat. Poți să-ți faci acele profile pentru traction control, imediat poți să ai acces la computerul de bord să resetezi diversi parametri și pur și simplu genul ăla de motocicletă făcută să te bucuri de drum. Îmi place că merge quick shifter-ul inclusiv până în treapta întâi. Evident, copiii cer o turație. Am trezit și un cățel, fără să vreau.
manualele foarte bune și pentru care masă mică nici nu ai nevoie de corecturi foarte puternice. Consumurile le-am comunicat. Ideea este că dacă mă uit acum pe Trip B, pe care nu l-am resetat și am 160 de km parcurși, am o medie de 5, dar am mers cu ea destul de vioi, destul de mult în oraș și în afară tot așa, am ținut-o mai durată, tocmai ca să explorez toate părțile astea de joacă și mi se pare un consum decent. Însă sunt motociclete sau scutere care consumă mai puțin, din spectrul inferior de putere, cum ar fi seriile de 500. Și interesant este că acest producător, la fel ca și alții, modularizează și motoarele și caroseriile. Adică tu poți să iei motor de 350 de cm cubi pe mai multe variante de scutere, un motor de 650 împachetat în mai multe tipuri de carenaj, ai variantele de 750 de la NC, două tipuri de scutere și o motocicletă cu transmisii manuale sau automate. Ai acest 750 care este montat ori pe o caroserie naked, ori pe una de dual sport, cum este Transalpul, și varianta de 1100, care este pe Africa Twin, Rebel 1100, și varianta cealaltă de MT-1100. Și am uitat să spun că există și la 500 suficiente variații. Noul Scrambler, CL500, Rebelul de 500 și de asemenea variante din astea de CB500X, CBR-uri 500X care sunt carenate, așa că, sincer, chiar ai de unde să alegi. Și pentru cine vrea cu adevărat senzații, sunt seriile de 1000, care sunt făcute pe caroserie naked, cum este CBR-1000, CB1000R-ul de fapt, și CBR1000RR și RRSP, care deja sunt alte animale. Alea sunt inutil de puternice pentru situația clasică de drum public. Dragilor, cam asta a fost prezentarea. Drumul e liber, am putut să merg cu motocicleta mai înfiptă. Aici, de exemplu, mă reîntorc la acel drum și mi se pare sincer că este o motocicletă versatilă cu un preț acceptabil. Poți beneficia de programul Rabla, mergi în reprezentanțe, cum este la Motor Team, fă o calculație de preț, vezi și tu ce doleanță e pe partea asta de dotări. Dacă faci cu ea plimbări mai lungi, pune niște mânere încălzite sau ia niște tank bag-uri din alea. Eu aș lua, sincer, quick shifter-ul, pentru că te degrevează de schimbul de ambreiaj și în felul acesta și protejezi discurile alea mai bine. Na, cam asta ar fi. Închei traseul aici. Sper că v-a plăcut. A fost un review lung, dar zic eu că benefic, adică cine chiar e interesat de motocicletele astea, cred că preferă totuși să vadă impresii de condus, toată partea asta de detalii, că na, dai niște bani și vrei să știi chestiile astea. Așa că, na, ca să rezum, nu prea găsesc defecte în afara faptului că frige uneori tare la picioare când e foarte aglomerat în trafic, dar se răcește imediat. Are un mic timp de obișnuință cu maneta de ambreiaj, dar te salvează quick shifter-ul aici în partea aceasta. Și uneori traction control-ul are o intervenție din asta agresivă și pare că nu se mai turează. Dar se rezolvă ușor, pur și simplu face așa din manetă și s-a rezolvat. Acum, de exemplu, dacă merg moderat, chiar dacă sunt pe sport, traction control-ul nu intră. Având și ABS și quick shifter și slipper clutch și moduri de condus, e o motocicletă cu ergonomie completă, nu bate vântul așa tare pe ea. Sunt posesor de naked și pe motocicleta mea Suzuki Gladius bate mai tare vântul decât pe asta. Și asta ne arată că au lucrat un pic la partea asta de design. Păi, ce să vă zic, la revedere!